Persoanele aflate în căutarea unui job au o șansă în plus să găsească oferte la bursa organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Aceasta este programată pentru vineri, 7 aprilie, la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu de pe Strada Republicii. Oferta de muncă va fi variată din mai multe domenii, atât pentru cei fără studii, cât și pentru cei cu studii medii sau superioare. Astfel, în municipiul Reghin sunt valabile 153 de posturi vacante. Pentru cei cu 8 clase sunt disponibile 8 posturi, după cum urmează. Muncitori necalificați 3 posturi, cusători 5 posturi. Persoanele cu studii medii pot alege un nou loc de muncă din următoarele meserii: lăcătuș mecanic 3 posturi, 16 posturi de tâmplar, zidar 3 posturi, 60 de posturi de muncitori necalificați cu studii medii, operator mașini automatizate 6 posturi, frigotehnist 1 post, 5 posturi de sudor și 1 post de strungar. La bursa locurilor de muncă din data de 7 aprilie au șansa să-și găsească un job și persoanele cu studii superioare. Pentru aceștia sunt disponibile 11 posturi vacante, după cum urmează: un post de responsabil logistică, un post specialist resurse umane, un post responsabil recepție, un post șef atelier, inginer mecanic 1 post, subinginer automatizări 1 post, inginer producție 2 posturi, inginer proiectant 2 posturi și un post de operator la mașini cu comandă numerică. La nivelul județului sunt disponibile peste 600 de locuri de muncă la bursa organizată vineri 7 aprilie, începând cu ora 9 în Târgu Mureș, Reghin, Târnăveni, Sighișoara, Luduș și Sovata. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se vor întâlni în mod direct cu angajatorii și vor lua contact cu cerințele agenților economici, precum și cu oferta de locuri de muncă vacante. Acțiunea urmărește informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu privire la măsurile destinate stimulării ocupării forței de muncă, de care pot beneficia gratuit prin intermediul serviciului public de ocupare.